Cine pierde și șterge canalul. Hei, salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog am invitat surpriză! Doamnelor și domnilor, Dima și Denisa! Multe premiere! Să putea să lipsi din orice vlog. Ce filmăm azi? Astăzi filmăm Ghicește, Ghicește vedeta, dar după voce, că după e mai voce, nu altfel, exact. Cu challenge-ul ăsta. Înainte de a începe, bineînțeles, facem introducerile alea basic și normale, rupeți butonașul de like. Hai pe gata, mai ești cu mine vlogger și... Câte like-uri, câte like-uri? Pentru o nouă colaborare, noi toți patru, dacă mai vreți... 55.000. Mai mult! Mai mult, mai mult? Nu știu, frate, eu zic 50.000. 50.000. Eu zic 30. Nu! Eee, 50.000? 50.000 de like-uri. 50.000? Hai, 50.000! 50.000! 50.000! Yeah! Întrerupem programul pentru o super veste. Nu aveam cum să nu vă spun de Tipli, un portal de cashback. Ce înseamnă asta? Înseamnă că site-ul ăsta mișto pe care l-am descoperit eu, Tipli, vă oferă bani înapoi pentru cumpărăturile pe care le-ați făcut online. Tot ce trebuie să faceți pentru a profita de acest serviciu este să vă înregistrați pe Tipli. Ce fac eu pe calculator acum o să vedeți voi aici. V-am spus că eu deja l-am testat. Ăsta este contul meu și am făcut ceva cumpărături prin Tipli pentru că pe site-ul ăsta sunt peste 400 de magazine, cum ar fi About You, Lensa, Litera, Taylor, Melchior. Mai exact, pe Tipli sunt majoritatea magazinelor de pe care mulți dintre noi ne facem deja cumpărăturile. Haideți să vă arăt cum vă puteți face și voi un cont. Deci intrați pe Google, scrieți acolo Tipli și trebuie să se deschidă site-ul ăsta, iar aici aveți un chenar prin care vă puteți loga și apoi dați creează cont gratuit. După ce v-ați înregistrat pe Tipli, trebuie să vă căutați magazinul preferat, să-l accesați și ulterior să faceți cumpărăturile cum deja sunteți obișnuiți. În timp de 48 de ore după ce ați plasat comanda, veți primi o recompensă în contul Tipli în funcție de comisionul pe care îl are fiecare magazin. Să vă arăt, intrați, dați cumpără și apoi Tipli vă redirecționează fix pe site-ul magazinului de pe care vreți voi să cumpărați. Ca să înțelegeți cum stă treaba, ne explică aici Tipli cel mai bine. Deci am fost redirecționați cu succes către magazin, apoi trebuie să cumpărăm din magazinul pe care ni l-am ales și după finalizarea cumpărăturii, cei de la Tipli ne vor înregistra recompensa. E ca și cum ați avea deja reducere la orice produs, adică din suma totală vă primiți o părticică înapoi. Mi se pare super mișto. Intră acum și înregistrează-te și tu gratuit pe Tipli, accesând chiar primul link din descriere. Iar în urma primei comenzi pe care o veți face prin Tipli, veți primi pe lângă recompensa cashback obținută și un bonus de 15 lei. Căutați aici magazinul preferat de pe care vreți voi să vă faceți cumpărăturile. Sunt o multitudine de magazine aici pe Tipli. Intrați frumos pe ele pentru că Tipli vă redirecționează, faceți cumpărăturile și apoi, în timp de 40 de ore, vă veți primi uite aici, sus de tot, recompensa. Și acum să revenim la challenge-ul nostru, trebuie neapărat să vă uitați până la final și să rupeți acolo butonașul de like. Hai cu multe like-uri! Băi, pe bune, chiar trebuie să strângem 50.000, știți de ce? De ce? Am o provocare pentru voi. Ce provocare? Cine pierde, șterge canalul. Oh. Ce rău îmi pare. Păi ce ștergi canalul? Ce canal șterge ea? Păi stai așa, nu, se lasă de YouTube, nu se șterge canalul. Îți lasă acolo, mai faci niște vizualizări. Ștergi mai canalul. Mai monetizești un pic. Cum mă, nu ștergi canalul? Ba da! Bună totul idea. Sau nimic, ori nu mai nu, filmăm. Mă, nu. Bă, nu. Ba da. Hai bine, fii. Hai, lasă. Sunteți de acord? Vă ștergeți da. Canalul? Da! Da. Și dacă pierzi tu, șterg canalul de YouTube? Și dacă pierzi tu, șterg ești de acord? Da, da. Asta e. Te șterg eu. Bine. Ești de acord? Adică dacă pierzi tu, ștergi el canalul. Nu! No. Îi ștergea păi canal. Și atunci tu ce ștergi? Stai puțin că tu n-ai canal de YouTube. Are 4 abonați. Are că n-ai cum să n-ai canal. Ce faci acum? Ce faci acum? Nu are canal, că altfel nu poți dai like, nu poți dai... Da, dai dacă nu o lăsați să aibă canal. Bine. Deci să înțeleg că greutatea pică pe noi. 141. Eu pot să-mi șterg până de gaming? Nu. Ba da? Ba da, am două canale. Am două canale. Să mă de gaming. Bine, tot sau nimic, așa îmi place mie. Hai, ne băgăm. Hai, cine începe? Asta e... Eu pot să încep eu?
faci meteria. Poți să încep eu pentru că gen eu sunt sigur că după ce voi pune vocile, nu vor ghici din 4, pentru că fiecare ne-am ales 4, nu? Da. Nu o să ghicească nici măcar 1. Mă, mi-e frică. Fiți atenți. Parcă cu poze era altceva. Pierdem ascalorul de YouTube. Fiți atenți aici. Hai, sunteți pregătiți? 3, 2, bă, câte secunde pun? Câte secunde pun? Câte vrei tu? 3, 4. Hai, 3, 2, 1 și... Frate, am zis, am zis să mor eu, este teorie incredibile. Bebe, aule. Băi, răspunsul la final? Nu! Vedete, adică vlogger și artiști. Da, vedete, gen, are un canal super mare, are poste 50.000 de abonați. Deci e foarte cunoscut. Da, e femeie. N-aveți cum să nu ați fi auzit odată de chestia asta, pentru că a fost foarte controversat pe YouTube. Da? Da. Ia să mă gândesc, e interesant. Da. Băi, e foarte interesant, n-ai cum să nu știi nici tu. N-ai cum, mamă, ce-mi pune de biologie, chimie? Nu e, asta e, spune ea. Adică nu este acta, ai vrut să te faci bărbat ca să scapi de o naștere? E Ioana Zăvoranu. Nu! Ați primit un super mega indiciu, fraților, adică dacă ne ghiți așa. Dana Budeanu nu e vocea ei. Nu știu, mă dau bătută. Nu, eu nu, că știu cine știe. E tipa care face vlog și care e trans? Nu știu, frate, te să-ți spuneți numele. Mary, nu. Mary Kilkisă. Cel care și-a făcut operația de... A fost băiat și acum e fată. Nu știu, voi trebuie să spuneți numele. Păi, dar nu știu cum o cheamă, dar ea e... E, ne dăm bătuți. Vă dați bătuți? Ea e, nu! Păi, nu știu numele. Ea e, stai să-mi amintesc. 100% ea e. Nu știu ce să spun. 100%. Ia, că îl cunosc, mă bată. Eu-l cunosc. Da, să spui numele YouTuberului. Da, trebuie să zic numele. Daria Jane. Da! Cum să-ți dai seama? Și mi-a și venit numele așa într-o dată. Singura persoană de aici care nu are un canal de YouTube a luptat atât de mult. Are un... Ce facem? E foarte cald aici. Bă, tu o să le ghicești pe toate. Că dacă aprind aerul, acum se aude urât pe filmare. Hai, acum sunt eu? Da. Nu, frate, păi am pus asta ușoară după ce am mult aici. Noi râdem, glumim, acum suntem hype, așa, că gen vlog. Dar, e bine tu dacă pierzi. Unde se mai pus atât de vlogul ăsta? Nu, mă, ce bun e asta. Serios. Irina Diaconescu. Irina Diaconescu, da. Da, am un punct. Da, mă, și noi n-avem. Nu, eu am zis primul, păi așa pot să zic orice. Ziceam și eu James după aia. Da. No, cred că nu mai postez vlogul ăsta. Bine, mă, măcar unul de la noi din familie să rămâne un canal de YouTube. Fiți atenți. Am plecat să colindăm, dum-dum, să înălțăm vântul aterizat. Dana Budeanu. Știu. Nu am zis, Budeanu, da. Era mai mic. Are voce de Dana Budeanu. Bravo, iubire. Hai, gata cu fotosinteza. Hai. Artist? Da. Ian. Da. Leila, Leila, pe pauza Laila. Cineva o să-și păstreze canalul. Frate, vedeți că asta chiar, eu n-am niciun chiar punct. E greu. Tot aveți... Stați puțin, eu n-am niciun punct. Asta e, cred. Păi, dacă nu dai seama de asta, mă dezamăgești foarte greu. Aaa, nu pune presiune pe foarte mine. Foarte greu, mă dezamăgești. 3, 2, 1 și... Asta e grea. Nu e Shakira. Lady Gaga. Ai început bine. Beyoncé. Ce că au. Vă mai dau un pic. Kim Kardashian. Voi știți, cred că râdeți de imparțiv. Me and my brothers. Kim Kardashian, dar are my sisters. Da, trebuie să o prindem și de aia. Și de astea. Hai că ne-ai lăsat forță. Ne-a lăsat indicii forță. Nu vorbim și vorbim de ce, nu înțeleg. Are problema cu fața. Hai să dăm răspuns final fiecare. Treceam, spuneți-mi măcar ce crezi că e băiat sau fată. Fată.
Fata. Trei Vanemu, e băiat. Să mor eu. E băiat? Eu cu brother, e din Jonas Brothers. Nu, iubirea mă dezamăgește enorm de mult. Stai puțin. Enorm. Gata, știu cine e. Cine? Cu cultură? Da, e o cultură enormă, cunoști foarte mulți artiști. Nu știu, am creierul blocat, este ora 2 fără 5 minute când filmăm. Contează ora. Dimineața. Trebuie să te trezești noapte să știi cine e. Cine e? E Jeremy Star ăla, cum îl cheamă? Nu, e un nume foarte cunoscut, foarte mare, internațional, cel mai șmecher dintre șmecheri. Justin Bieber? Da, e, începe acum să cânte Baby. Adevărat, e cel mai șmecher dintre șmechere, numărul 1. Drake. Bă, nu, bă, mai șmecher decât Drake. Nu există, e artistul mileniului. E artistul lumii. Zic cu ce Michael Jackson. Da! Hai, Bibi. Aveți cu 2 puncte, 1.0. Pa, pa, cana. Aulă, și mai am un pic să fac și 1.000.000. Ai, Bibi. Luptă, dacă chiar am crezut că o să știe iubita care cu artiști, cu ăștia, de cunoaște orice artist, orice mic. Dar eu am pus de-astea foarte ușoare. Eu l-am confundat, credeam că nu e, eu credeam că e ăla care a zis că Johnny Star. Aseară, credeam că e băiatul ăla care se machiază, Jeffrey Star. Atât? Da. Ruby? Nu. Asta e răspunsul tău final, gata, ai zis. Nu, dar nu e așa. Poți să-i... Da, bine! Jo? Nu că vă dați seama. E Jo? E răspunsul tău final? Frate, spune-mi da să nu. Mai dă-te un pic, Bibi. Alina, era mea? Este o... E răspunsul tău final? Nu. Frate, e Jo. Am covric 19, am spune-mi, da sau nu, e Jo? Am covric 19. E Jo? Zic? Da sau nu? Nu. Ia e dacă te-am întrebat de teori. Dar în afară de niște vocale de-astea ne mai trebuie să vă indiciu? Hai. Onoare. Ce porți în seara? Am văzut așa un uăăăă. Am văzut eu când îmi sare uite uăăăă. Și stă la mine în cameră. Mamă, știu, dar să vă dați seama! E singura din România care... Cristina și Fania? Vorbește așa, e răspunsul tău final? Nu e ea, bebe. Dar nu e cu răspunsul final. Ba bă, da, eu, gata! Eu mă gândesc dacă e vlogăriță, că nu există. Mai aveți voie deja! Dar unde se mai vrei să fii milionar? Stă așa, am uitat de ea. Nu știu, femei vlogăriță nu există în România. Antonia? Da! Yeah! Frate, aveți 2 puncte de fiecare? Dar de ce nu mă bucurați când zic? Păi de ce se bucură la tine? Mă bucur la mine! Eu am 2, ea are 2, tu ai 1. Hai că o, și-o am 2, și-o am 2. Da, și el are 2. Și-o am 2. Frat, când era mic și Ian. Și-o am 2, Elina, dacă nu ai spus și Michael Jackson. Și tu ai 2. Hai, fiți atenți! Sunteți atenți? Iubirea e 0 puncte. Dau drumul, asta nu se păstrează. Să ghiciți acum 2 în falta. Hai, hai. Eu știu, nu știu ce e. Tu știi cine e? Eu nu mă cunosc, frate, cum am vrut astea. Eu nu urmăresc, eu fac vlog, dar nu urmăresc. De ce n-ați spus mai mulți artiști? Eu am pus doar artiști. Nu e vlogger, atât pot să zic. E artist. Și vorbește. Poți să mai încă un pic, un pic, un pic. Haideți să vă arăt aici un domnitor. Nu e terminat. Bogdan de la Ploiești! Fix când a spus ea Bogdan de la Ploiești, mi-a intrat în cap Bogdan de la Ploiești. Hai să vă pun eu acum. Mamă, ești mă revenea. Fiți atenți că la mine e la secundă. Ia. Ia. Ți-am zis că ăsta e un punct. Din primul cum vă dați seama, cred. Eu mi-aș fi dat. Ia să steca! Yes. Ia steca, doar steca, doar steca. Ia și-a stigat! Tu, Irmonu! Nu mai pune strepăr, frate! Nu cunosc! Păi știu ce să spun, că nici eu nu cunosc altceva. Cum mă, nu cunoști vloggeri? Da. Să-ți pregătiți la următorul, că e da! E jale, hai! Eu încep. Da, negru! Stai, a zis... Nane? Da, a zis Nane Alien! Uite, e
n-au știut. Da, eu nu mi-am dat seama. N-au știut că asta e. Este singurul trecor pe care știu. Și bă, nu mi se pune foc daile. Mă, dacă am vrut să te gol, ai scris asta de ei. Deci ei n-au fost atenți. N-au fost atenți. Ei au auzit mai mult ca sigur alien. Și eu că știu că e non-alien. Da, lasă, lasă, lasă că nu. Ai auzit doar vocea, nu? Eu da, știu și vocea și mi-e mai disperat până mașina. Deci cât avem? Aveți 2, 2, 2, 3? Da. Nu am așa de strâns. Mai bine știți canalul și faci altul nou și asta putem să facem. Nu, era mai rău dacă ziceam ne lăsăm de YouTube, că nu mai putem să ne creăm altul. Nu se demodează și care... Oana Zăvoranu. Bebe, de ce zici Oana Zăvoranu? Că sunt 5 femei pe YouTube care vorbesc. Bebe, asta e un interviu cu cineva. Ai interviu? Păi mai lasă. Mai pui un pic. Nu știu. Prețioare, s-a mâmbată data aia, dacă știu. Nu știu. Nicio șansă. Nu știi nici tu? Nu ascult femei care cântă de România. Frate, da, uite, tu ziceai că eu nu urmăresc rapper. Păi, dar nici eu nu urmăresc femei care se machiază. Ba, da, știi, dar nu sunt femei care se machiază. Dar ce e o femeie? Este o artistă foarte mare. E România? Ah, da. Păi e Delia. Andra. Eu doar Andra și Delia știu. Mai pun un pic? Da, da, mai pune un pic, mă spart. Da, și piesele mai unice. Cri-cri. Care sunt mai de sezon. A, e pariu cu viața. Alina Remia. Pariu cu viața. Da. Ia așa steca. Ia așa steca. E pariu cu viața. E așa steca, e pariu cu viața. Iar banii se pot... Siriac. Gigi. Foarte ușor. Becali. Vă mai pun o dată. Giovanni Becali. Orice altă cifră de ordinul milioanelor este oricum mult. Iar banii se pot... pierde foarte ușor. Este artist sau vlogger? Nu, dar e o persoană cunoscută, da. Zine din ce domeniu, dacă fotbal, sunt... Fotbal, cred. Dar e o persoană cunoscută, toată lumea știe. Iar banii se pot pierde foarte ușor. Deci m-am dat și indiciu cu ce a zis el. Iohannis? Dar ce tenismen mai era, mă? Năstase. Năstase. Piersic. Vă zic? Eu nu știu. Nu o să ghicim. N-o ia spune, ia sunt foarte cu el. Acum m-am prins că se pot pierde bani. Exact, de asta v-am dat și indiciu, gen. Sunteți gata? Da. Pe ăsta e greu să ghiciți. Ia. Am început să mănânc cu Jador. Am promis acolo cu mâna pe icoană că nu mai fac așa ceva. Hai, copii. Știu piesa, de te-ar bate necăr, bate. Nu mai îmi plăcea nimic, nu mai plăcea absolut nimic. Am promis la Fecioară Maria, i-am promis acolo cu mâna pe icoană că nu mai fac așa ceva. Mi-e foarte cunoscut, dar nu și normal, Chiduș? Nu. E artist, vă zic de acolo. E artist? Da. Trapper? Nu. Suna trepă. Florin Saram. Nu, ești pe aproape. Adrian Minu. Sanca Uraganu. Da. Era prea... Parcă-și face din adis buzele cu... Da. Sunteți pregătiți, bă? Da, hai. Fiți atenți. Iubire, dacă nu ghicești pe ăsta... Uite, mă, e frică să nu-mi pierd canalul. Dezamăgești enorm de mult. Păi, dar mă dezamăgești și cu Michael Jackson. Nu ai. Michael Jackson poți să nu ghicești că e un artist din străinătate. Dar Michael asta, Jackson. Asta nu e. Și-l cunoști foarte bine. E din străinătate? Justin Bieber, Shawn Mendes. Nu, că-l cunoști în viața reală. În viața reală, artist din străinătate. Abă, nu mai dai indicii. 3, 2, 1. Antonio Pican. Ai văzut? Ce? Ai văzut? Nu. Frate, aveți recunoaște vocea ca și că da, chiar sună Liviu Teodorescu, gen i-am luat din nu, din ai vocile artiștilor români. Uite ce fata mea, uite un pic, arată, eu arată un pic. Tu ești? Nu cred. Cum să nu-mi dau seama? Chid, tu poți vocea ta să sune a oricine. Puteai să
niște nimici pe salam, tot îmi dădeau seama că erai tu. Mă, frate, din prima, Antonio Pican, că zic că măcar așa, gen, dar mi-am zis tu, Antonio Pican. Artist, e un artist, să zic că gen Liviu Tudorescu, gen ca să o pună în încurcătură. Fix, Antonio Pican. Habibi, cu tu cu cine să pun? Habibi! Habibi! Mamă, ce calcule nebune! Stai, ce? De exemplu, tu dacă ghicești 5 și tu ai 4, da, tu te-ai scos și avem 3-3 la egalitate. Unul trebuie să ia mai puțin. Dacă pierzi, dacă pierzi canalul, mă dezamăgești! Cred că am zis de 5 ori că mă dezamăgești. Mă dați seama câtă presiune pune pe mine. I worked with Pharrell and... Ariana Grande? Da! Nu e leu, dar nu e nici trigu. Gata, e bine, nu ți-ai pierdut canalul. Ești tare. Bine, toți picați-mi la aia. Și între mine și Bibi? Da, da. A, dar nu mai sunt aici, nu? A, 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 ba nu, stai. Voi aveți să-ți iași punctaj, nu? Gen, gen de-aia, dacă ia două... Da, nu mai are cum să ia. Nu, dacă, dacă ea ghicește la mine, ba da, dacă ea ghicește la mine, e la egal cu mine. Dacă iubita ghicește gen... sau ba eu, nu, bă! Ba da. Ce Bibi? Am 3 și tu tot 3 și a 2. Tu pune-ne acum și să vedem care din noi. Tu pune. Păi stai așa, poate, poate ea ghicește la mine și acum ghicește Pican, păi și o să vin toți la 3. Bine, ha. Hai da, să vedem. Da, sunt multe posibilități. Hai să vedem până la final ce se întâmplă. Clipurile pe pagina mea de Facebook. A, Bogdan e pe mine. Da, da, eu nu pun noși. Bravo, interesant. It's not fair. Asta e de viteză, da? Mami. 3, 2, 1. Stai să dau și screen record. Vă mai țin un pic. Și... Da, negru! Ah, da, negru, da! O, mă, că ești viat canalul! Mi-am... Cine șterge canalul? Da, negru! Șterge-l acum pe live! Ce forță am intrat, adică... Băi, frate... Trebuie să-l șteargă acum! Mamă, cât noroc să avem! Pe primele două le-a luat. Da, frate, e bine. Mi-e pare rău. Deci ziceți mersi, da? Deci, șterge-l acum, că trebuie pe vlog. Mamă, bebe, nu... pune să-l șterg acum, că am și chestii, am pe bune. Playlist-uri astea, la da, la dar trebuia să te las să pierzi, că nu ștergeai tu. No. Continuăm. Îți mulțumim, Denisa, că ai pierdut pentru noi, ce putem să spunem. Oricând, cu drag. Mulțumim că o să șterg foto. Voi vă dați deci își pierde toți 141 de abonați. Mamă, 141? Mă, vezi că sunt mulți abonați pentru unii copii. Da, de, dar nu mai, uite, imaginează 141 de oameni în fața ta. Acesta a fost vlogul, speram din suflet că v-a plăcut. V-ați distrat? Da, 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 da. Îmi plac astea cu voce, nu-mi plac alea cu poze. Mă gândesc la oamenii care se uitau acolo și gen zic și au și mamă, hai, mai să piardă da, pica, sau hai să piardă, hai să-și cearcă canalul. Știi? Da. Vă mulțumesc mult mai de tot că ați luat parte la vlogul ăsta. Sper că v-ați simțit bine și vă mai așteptă da, aici pe canalul. Chiar tare în challenge ăsta. Rupeți acolo butonașul de like, găsiți în descriere de linkurile către ei, toate linkurile. Urmăriți-ne da, acolo. Instagram în special. Follow acolo. Acolo vrem, pe Insta. Eu da, sunt Diva Denisa Valentina, Antonio Pican și Bibi. Oficial. Oficial. Scumpul. Vă